În această perioadă, Primăria Timișoara are programate numeroase intervenții de îngrijire a spațiilor verzi din toate cartierele. Prioritatea au școlile, parcurile, locurile de joacă și bulevardele mari. În aceste zone sunt programate în continuare intervenții frecvente pentru a menține un nivel ridicat de curățenie și estetică. Echipele societăților din subordinea primăriei și ale firmelor contractate lucrează cu program prelungit și desfășoară activități pe teren, inclusiv în zilele de weekend. De asemenea, a fost cosită iarba și pe arterele și spațiile verzi aflate la ieșirea din oraș. În aceste zile, echipele partenere desfășoară lucrări de întreținere a spațiilor verzi pe Faleza Bega, Parcul Central, Bulevardul Cedeloga, 20 decembrie, zonele Tazlău, Mestea Cănului Ciocărliei și în parcurile Clăbuceț și Dacia. Se execută și tăieri de corecție, acolo unde este cazul sau unde există solicitări. Echipele de la Horticultura sunt în zona centrală și cosesc în Parcul Catedralei, pe Faleza Begăi, în Parcul Copiilor și Alpinet, la fântâna cu punctele cardinale și în zona pasajului Jiul. Primăria municipiului Timișoara este dedicată să asigure un mediu curat, sigur și plăcut pentru toți cetățenii și invită locuitorii să petreacă timp în aer liber și să păstreze spațiile verzi pe cât posibil curate și îngrijite.